Resursele energetice regenerabile reprezintă cea mai bună soluție pentru un viitor sustenabil, iar Aquatima a început deja să implementeze sisteme menite să-i asigure independența energetică. Primul pas a fost făcut în 2023, când compania a aplicat pentru proiecte europene care să-i asigure finanțarea unor sisteme menite să reducă impactul asupra mediului, furnizându-i totodată energia de care are nevoie pentru o funcționare optimă. Cu ajutorul proiectului, eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim. Anul trecut a fost implementat un sistem de panouri fotovoltaice în două locații ale companiei. Investiția în valoare de circa 11,8 milioane de lei a fost finanțată din fonduri europene nerambursabile prin POIM și din fonduri proprii ale Aquatim. Pentru realizarea sistemului fotovoltaic la stația de tratare Urseni a fost instalată o rețea de 992 de panouri fotovoltaice monocristaline, iar pentru realizarea sistemului fotovoltaic la stația de epurare Timișoara a fost instalată o rețea de 1536 de panouri fotovoltaice monocristaline. Cele două centrale fotovoltaice sunt vizualizate și comandate de pe dispozitive mobile de către personalul Aquatim.